Administrația Națională de Meteorologie a emis luni la prânz o atenționare cod galben de ploi torențiale și vijelice vizează aproape toată țara, inclusiv capitala. Acesta a intrat în vigoare din 28 iunie, ora 10 și este valabil până în seara zilei de marți, 28 iunie, ora 23. În intervalul menționat, ploile vor fi consistente și vor veni cu tunete, fulgere și vânt puternic. Temperaturile scad simțitor, dacă săptămâna a debutat cu 34 de grade, în aceste zile maximele se opresc pe la 27-28 de grade. În intervalul menționat, în zonele montane, precum și în Moldova, Muntenia, Dobrogea și în cea mai mare parte a Transilvaniei și a Maramureșului, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări de vânt ce vor lua și aspect de vijelie și grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metrul pătrat și punctiform 50 de litri pe metrul pătrat cu precădere în zona montană. Tot în această perioadă, area manifestărilor de instabilitate atmosferică se va restrânge către partea de est și sud-est a țării. Astfel, în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, precum și în zona Carpaților Oriental și local a Carpaților Meridionali, vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat până la 50 de litri pe metru pătrat. Instabilitatea atmosferică foarte accentuată și cantitățile de apă însemnate se vor înregistra în partea de nord-est a țării. Pentru județele Botoșan, Iași, Vaslui, Suceava, Neam și Bacău, meteorologii au emis avertizare meteorologică cod portocaliu de vreme rea în intervalul 28 iunie ora 10, 28 iunie ora 23. Gradul de instabilitate atmosferică va fi foarte ridicat, iar local se vor cumula cantități de apă de peste 60-70 de litri pe metru pătrat.